Bună ziua, dragii mei! Astăzi ne vom întâlni cu lumea poveștilor orientale. Am primit această carte, care se numește Basmele copilăriei, de la editura Litera Mică, care cu mare, mare bucurie ne-a spus: dăruim cărțile noastre pentru toți copiii care vor să le asculte. Așa că, în minutele care urmează, vom asculta povestea Suzy, Marea Împărăteasă. Este o poveste populară japoneză. În vremuri îndepărtate, dragii mei, a fost odată o tânără împărăteasă pe nume Suzy, care domnea asupra marelui regat al Japoniei. Sub domnia ei, un zeu al răului, pe nume Kaiku, veni în Japonia și, luând înfățișarea unui samurai, trecu în fruntea unei armate pentru a cuceri puterea. Suzy își trimise în multe, multe rânduri armata, dar în zadar, pentru că de fiecare dată Kaiku reușea să iasă victorios fie prin puterea armelor, fie dezlănțuind apele împotriva armatei imperiale. Căpeteniile împărătesei erau însă foarte, foarte îngrijorate și la fel era și împărăteasa noastră, care, deși avea o inimă tare, o inimă de fier, pentru că altfel n-ar fi putut rezista în fața acestor evenimente, simțea că își pierde cumpătul. Cum putea lupta împotriva unei armate malefice? Și peste timp, tot rugându-se, într-o noapte fără somn, în timp ce se gândea cum să facă și cerea ajutorul, apăru pe nepusă masă în fața ei un bătrân cu părul alb și barbă albă, care îi spune: Suzy, sunt Ming, zeul focului. Am aflat despre nenorocirea voastră și cred că pot să-l înfrâng pe Kaiku. Dar trebuie să primești ajutorul meu, iar mâine, în bătălia finală, voi fi acolo alături de tine. Așa că împărăteasa și-a pus toată încrederea în vorbele zeului Ming. Împărăteasa Suzy, fericită, tare fericită că în sfârșit va scăpa regatul de beleaua aceea, s-a aruncat la picioarele zeului, mulțumindu-i. A doua zi, împărăteasa și-a chemat plină de speranță căpetenile. O, Dataro, adună cât mai mulți războinici poți, spuse împărăteasa, să se pregătească toți pentru ultima bătălie. Și, dragii mei, samuraiul cu mândrie i-a răspuns: împărăteasa mea, nu te teme, într-o săptămână voi aduna o armată gata de luptă. Și așa a fost. Armata s-a adunat, zeul Ming a fost și el prezent acolo, care s-a prefăcut, zeul Ming, într-un războinic impunător. În cele din urmă, dragii mei, lupta a început. La prima vedere, s-a părut că Oda Taro, căpetenia împărătesei, a câștigat. Dar atunci, Kaiku se folosi din nou de magia sa. Ce a făcut? Cu sabia lui vrăjită, a despicat zidul de apă care s-a împărțit în două și aproape că a înghițit soldații. Și se părea într-un sfârșit că zeul acesta al răului
va pierde. Numai că Caicu încearcă să fugă și când își dă seama că e cât pe ce să fie atins și prins, se izbi cu capul de o stâncă și aceasta se despică. Pământul, dragii mei, se cutremură și lava fierbinte țâșni din adânc. Fumul negru se întinse peste întregul regat și voiul de foc se revărsă pe câmpiile roditoare, miștuind totul în cale. Împăratul ei, da, acolo, Suzy, a aflat vestea victoriei și o nouă nenorocire, știa ea, se apropia de regat. Dar nenorocirea cea mai mare se petrecu abia după aceea, pentru că în curgerea de nestăvilit, râul de lavă lovi, dragii mei, una dintre coloanele uriașe care susțineau bolta cerească. Stâlpul acesta uriaș se prăbuși asurzitor, iar colțul de cer pe care îl susținea se crăpă, se rupse și căzu la pământ. Prin crăpătura aceea, întunericul înspăimântător din cosmosul nemărginit pătrunse pe pământ și peste omenirea cuprinsă de spaimă. Peste ei toți, dragii mei, s-a lăsat o besnă adâncă, adâncă. Zeul focului Ming însă nu s-a lăsat învins, așa că a venit la Suzy și i-a spus: nu va fi ușor să cârpim cerul, va trebui să asculți cu mare băgare de seamă. Voi face un foc magic și tu va trebui să amesteci într-un cazan uriaș pietrele aduse de supușii tăi, adică diamante albe, rubine roșii, safire albastre, topaz galben și jad negru. În focul acela uriaș, tu vei topi toate aceste nestemate. Iar după aceea, voi trimite niște nori uriași pe care tu, urcându-te pe ei, vei ajunge acolo sus și vei putea lipi cerul. Dar fii atentă, draga mea, va trebui să lucrezi foarte repede, pentru că timpul trece și va trebui să acoperi toată crăpătura. Suzy a făcut așa cum i-a spus zeul focului. Munci repede și greu, munci cât a putut ea de repede. Și în sfârșit, cerul a fost refăcut. De îndată, soarele străluci din nou și lumină pământul. Dar, la lăsarea nopții, toți avură o mare surpriză. Oricât căutau pe cer, nicăieri nimeni nu a reușit să zărească luna. Unde este luna? Unde s-a ascuns? Cum putem să o găsim și să o aducem înapoi pe cer să ne lumineze noaptea? Măria ta, unde, cum? Strigau supușii. Trebuie să o găsim, măria ta, nu putem rămâne așa. Dar nici Suzy și nici Ming nu știau să explice unde s-a ascuns luna. Dar știți foarte bine că întotdeauna când îți dorești ceva, ajutorul vine. Într-o zi a venit la palatul împărătesei un bărbat însoțit de fiul lui, care a spus: Eu știu unde este luna. Tânărul acesta, băiatul meu, a văzut-o. Împărăteasa l-a întrebat pe cel mic: spune, unde este? Iar acesta, bâlbâindu-se, a început să vorbească.
Eu cu ani în urmă, când pășteam caprele pe pășunea de pe Muntele Fricii, am dat peste o intrare într-o grotă în care nu mai intrasem niciodată până atunci. Noaptea trecută am fost pe acolo și am văzut o lumină ciudată acolo și care lumina întreaga peșteră. Apoi am privit printr-o crăpătură și continuă mai repede. Și am văzut acolo ascunsă luna. Ah, lesne de înțeles, spuse împărăteasa. Cum de nu m-am gândit la asta până acum? Trebuie să-i dăm de știre că am cârpit cerul și că nu mai există niciun pericol și poate să vină să lumineze acolo împăcată deasupra cerului. Mă duc eu, Maria ta, a spus băiatul. Sunt singurul care știe unde se ascunde. Așa că încălecă pe cel mai iute cal, băiatul porni mâncând pământul spre peșteră. Ajuns acolo, descălecă și strigă cât putu de tare. Mămăreață lună! Nu mai trebuie să te temi de nimic. Cerul a fost cârpit. Întoarce-te și strălucește din nou. Așa că în seara următoare, dragii mei, după ce soarele s-a dus la culcare, luna a început din nou să urce pe cer. Chiote de bucurie s-au auzit de peste tot. Iar de atunci, dragii mei, se spune că dacă privești luna cu atenție, un chip îți zâmbește de pe ea. Ați observat amănuntul acesta? Eu vă sfătuiesc, priviți liniștiți noaptea luna și veți vedea chipul acela care zâmbește. Este luna fericită că a putut în sfârșit să nu se mai ascundă și să lumineze noaptea cărările oamenilor. Aceasta a fost, dragii mei, povestea lui Suzi, împărăteasa, și eu vă sfătuiesc, ca de fiecare dată, citiți povești, basme, legende, poezii, pentru că în felul acesta descoperiți o lume minunată de la care avem atât de multe de învățat, indiferent de vârsta noastră. Iar trăirea pe care ne-o dăruiește o poveste nu se aseamănă cu nimic în lumea aceasta. Încercați, bucurați-vă de cărțile pe care le aveți, dacă nu, ascultați-ne pe noi aici la 6 TV, unde în fiecare zi vă vom dărui o poveste minunată. Sunt Geta Haimer și mi-au acum la revedere de la dumneavoastră. Vă doresc o zi minunată mai departe. Ne putem întâlni și pe pagina de Facebook Omul o poveste, iar acum vă las în continuare alături de colegii mei. Numai bine tuturor!